Partenerul emisiunii Vinăria Divus. Găsit la o nouă ediție de cealaltă Basarabie, sunt Leanca Grițcan. Iată ce veți urmări astăzi. Știind că sora mea este aici, am avut așa o liniște sufletească, că totul va fi bine și că vin la cineva. Și așa a și fost. Când am început să cânt, voiam foarte mult să fac parte din corul bisericesc din, de aici, din Londra, de la o biserică moldovenească, care era recent deschisă. Și pentru că eram cumva nou venit în cor, aveam nevoie de câteva lecții suplimentare de canto. După câteva ore, profesoara mi-a zis că, uite, noi în decembrie facem concertul școlii și eu foarte mult vreau ca tu să fii prezentă. Și eu mi-am zis, wow, eu? Chiar dacă părinții mei sunt aici. Pentru mine, Moldova întotdeauna este țara sufletului meu. A fost complicat. A fost complicat să lase totul și să vină, pentru că chiar așa s-a întâmplat. A încuiat ușa, a lăsat totul și a venit. Încercați să promovați cât mai mult tradițiile noastre, să spuneți tuturor despre cultura noastră, pentru că noi, moldovenii, suntem oameni frumoși. Acum un deceniu era în căutări și își dorea o schimbare. A decis să plece din Moldova pentru un an. Posibilitățile și condițiile de viață din Marea Britanie a convins-o pe Tatiana să rămână acolo. Și-a întemeiat o familie, a aflat în ce constă managementul din restaurantele engleze și s-a lansat în muzică. Astăzi, la cealaltă Basarabie, aflați cât de complicat este să-ți faci o carieră departe de Moldova. Ce-ți oferă Occidentul, dar și ce-ți ia. În Londra mă aflu de 10 ani. Am venit aici, de fapt, pentru un singur an. Mi-am propus să stau doar un an și apoi să mă întorc înapoi. Dar viața mi-a arătat că ar trebui să stau mai mult, așa că s-au făcut deja 10 ani. Depărtarea a cunoscut-o de pe băncile universității când a mers să-și facă studiile la Facultatea de Management a Universității Dunărea de Jos din Galați, România. Nu mi-a fost ușor, pentru că după 12 ani de stat acasă, lângă mama, brusc îți schimbi absolut totul. Ești singură, în țară străină, fără prieteni, fără părinți, fără familie și este greu. Dar mi-am făcut prieteni noi. Chiar și până în zilele de astăzi păstrez legătura cu câteva fete și suntem foarte bune prieteni, așa că anii de facultate, am avut experiențe frumoase în anii de facultate și prieteni adevărați. După ce a absolvit, a decis să plece la Londra, unde sora ei era deja stabilită. Am venit în Londra direct după facultate și după anii de facultate mi-am zis că ar trebui să încerc ceva nou, noi oportunități. Sora mea era aici de ceva ani, de câțiva ani și mi-am zis că ar trebui să încerc ceva și am venit aici în Londra. Nu i-a fost frică de provocări și era pregătită pentru un nou început, departe de Moldova. Știind că sora mea este aici, am avut așa o liniște sufletească, că totul va fi bine și că vin la cineva. Și așa a și fost. Datorită ei am avut o încadrare destul de ușoară în Londra. Și nu mi-a fost frică să vin, pentru că deja trecusem prin această experiență de a pleca de acasă. Chiar dacă era în România, oricum veneam acasă o dată în o lună sau o dată în două luni, deci tot era o perioadă lungă de stat peste hotare.
Dar și aici când a venit a fost deja foarte ușor, mai ales că sora mea era aici și ea m-a ajutat în toate. M-a luat de mânuță și m-a dus peste tot. Deci pentru mine a fost foarte ușor încadrarea în Londra. S-a aventurat într-o nouă lume fără să cunoască limba și alte detalii importante, dar și-a găsit repede un loc de muncă. Pentru că nu știam limba engleză, m-am angajat la un restaurant, un fast food. Și iarăși acolo am întâlnit oameni extraordinari, cu care păstrez legătura chiar și până în ziua de astăzi. Și timp de 6 luni am învățat limba engleză și am și fost promovată în acel restaurant, ceea ce mi-a dat așa un impuls că uite, ar trebui să fac ce-mi place și ar trebui să ajung acolo unde vreau. Și am învățat engleza în timp de 6 luni și apoi am continuat la alt restaurant și apoi am devenit manager la un restaurant și apoi am devenit manager în alt restaurant și tot așa am activat mai mult în restaurante, dar de la o bucată am început să fac și ce îmi place. Din primele luni a înțeles că această țară îi poate oferi posibilități și șanse generoase, nu doar în lucru pe care îl face, dar și în pasiunile pe care le avea. Din totdeauna mi-am zis că Londra mi-a dat oportunitatea să fac tot ce îmi place. Și, de fapt, a fost aici când am început să cânt. Voiam foarte mult să fac parte din corul bisericesc de aici, din Londra, de la o biserică moldovenească, care era recent deschisă. Și pentru că eram cumva nou venită în cor, aveam nevoie de câteva lecții suplimentare de canto. Și așa am ajuns la Academia Abbey Music Academy din Londra, fondată de 2 români. Și profesoara de acolo mi-a zis că, uite, tu ar trebui să cânti solo și ar trebui să încercăm muzică populară și hai să facem ceva. Și uite, așa am început noi drumul acesta de a cânta. Aveam și ceva experiențe de acasă din Moldova, pentru că am făcut parte și din diferite ansambluri, unul din ele fiind ansamblul Moștenitorii, apoi foarte multă vreme am cântat în corul bisericesc și pentru mine cântatul nu era ceva nou. Și eu cu mare drag am acceptat oferta profesoarei și așa am început să merg la ore, să mă duc de 2-3 ori pe săptămână și am început să fac și teorie, tot în cadrul acestei școli. Și pot să zic că acesta a fost un impuls pentru mine că totul este posibil. Dacă îți vrești ceva, totul este posibil. Dorința de a cânta a dus-o în preajma unor oameni care i-au deschis uși pentru a învăța și a se lansa în acest domeniu. Nu știu cum mi-a reușit, dar eu mă conduc după aceasta. Dacă vrei și îți place, totul este posibil. Și eu chiar dacă munceam uneori 12-14 ore pe zi, eu întotdeauna îmi făceam timpul. Lucram dimineața, seara mă duceam la ore. Dimineața mă duceam la ore, seara munceam. Adică îmi organizam timpul în așa fel încât să reușesc să le fac pe toate. Nu eram în momentul acela, nu eram încă căsătorită. Nu aveam, eram logodită cu soțul meu, dar nu eram căsătorit, deci nu era responsabilitatea aia de familie. Puteai să faci ce vrei. Și da, așa, îmi organizam mereu timpul să le reușesc pe toate. Au trecut ani de când a început să cânte în Marea Britanie, dar Tatiana își amintește și astăzi de primul ei concert. Când mi-amintesc că în octombrie am contactat această academie pentru a merge la ore și după câteva ore profesoara mi-a zis că, uite, noi în decembrie facem concertul școlii și eu foarte mult vreau ca tu să fii prezentă. Și eu mi-am zis, wow, eu nu știu dacă pot ce zice. Păi sigur că poți, uite, învățăm o colindă și am învățat o colindă în limba română și am ieșit pe scenă și erau mulți spectatori pentru că venise părinții, prietenii tuturor studenților și pentru mine a fost o emoție extraordinară. Mi-aduc aminte că nu-mi simțeam picioarele pe scenă. Și a fost, da, a fost un moment foarte plăcut. Foarte plăcut și mi-aduc aminte cu dor
spune că drumul său în muzică a fost unul de lungă durată. Nu s-a grăbit și a avut încredere că totul se va întâmpla spre bine. Cursul acesta în cariera mea muzicală a fost foarte lung și foarte frumos. Și cu câțiva ani în urmă am cunoscut-o pe Rodica Cioban din Moldova. Și cum de fapt am cunoscut a fost că am plecat în Moldova pentru jumătate de an și mi-am zis că nu ar trebui să întrerup orele de canto și ne-am înțeles cu profesoara mea de aici să găsesc o profesoară din Moldova pentru a continua orele de canto și așa am găsit pe Rodica Ciopanu. Și a fost și aici o experiență frumoasă pentru că nu aveam 30 de ani. Și țin minte că la una din ore îi spuneam Rodicăi că tare mult mi-ar plăcea să am piesa mea proprie la 30 de ani. Și peste câteva zile Rodica îmi trimite un mesaj cu text și zice: uite, eu îți fac cadou această piesă și ea este, va fi prima ta piesă. Și, dar mi-a zis, bagă de seamă, pentru că dacă îți fac una, tu o să vrei și o să mai vrei și o să mai vrei. Și exact așa a fost. După prima piesă a început: hai, fă-mi o piesă din asta, vreau și o piesă din asta, vreau și o piesă din asta. Și uite, așa a început colaborarea noastră cu Rodica. La momentul de față încă facem ore, pe lângă piesele pe care le face ea pentru mine, noi facem și ore de canto și uite așa tot avem piese, lucrăm acum la 5 piese, mai sunt 5 piese care trebuie lansate și uite așa mă împată și până ziua de azi. Bine, bine ai venit. Muzica a devenit parte din ea, iar piesele pe care le-a lansat sunt continuarea dragostei pe care o simte atunci când cântă. Nu pot să zic că am o piesă preferată, dar știu că fiecare piesă are o istorie în spate și probabil cea mai dragă mie este fetița mea, pentru că a fost dedicată pentru fetița mea. Dar iarăși am o piesă dedicată și soțului, am o piesă dedicată părinților. Deci nu pot să zic că una e mai frumoasă ca alta, pentru mine. Eu sper foarte mult că publicul îi place ceea ce cânt eu, dar în special pentru mine fiecare piesă simbolizează cu ceva. Mândresc că sunt mama ta. Fetița mea, eu sunt mama ta și vom fi mereu alături. Fericită sunt pe acest pământ, între noi e sacru legământ. Ești fetița mea, eu sunt mama ta și vom fi mereu alături. A găsit modalități să creeze și la peste 2500 de kilometri de Moldova. Orice apariție pe scenă îi dă emoții duble. Pentru că în piesele mele cânt foarte mult dorul, dorul de părinți, dorul de casă. Sunt emoții speciale. Sunt emoții speciale atunci când filmez videoclipul, atunci când merg la studio, mai ales când intru în esența cuvintelor, în esența piesei. Atunci mi se răscolește sufletul și de dor și de... chiar dacă părinții mei sunt aici. Pentru mine, Moldova întotdeauna este țara sufletului meu. Și eu atunci când cânt ceva de dor, mie mi se răscolește acea emoție în suflet. Distanța și depărtarea combinate cu pandemia au învățat-o cum să-și desfășoare activitatea în Marea Britanie. Împreună cu Rodica lucrăm online. Am rămas să lucrăm online pentru că nu am avut altă posibilitate și iarăși COVID-ul ne-a învățat să lucrăm online și am rămas să lucrez cu ea online și merg acasă în Moldova pentru a înregistra piesele. Practic lucrăm la piesă,
până ce eu mă duc în Moldova ca pentru a înregistra piesele. Și asta poate fi un an, poate fi jumătate de an de bine. Dar la, iarăși nu merg la înregistrări, până ce nu am acordul rodicului că piesa este pregătită de a fi înregistrată. Iar apoi videoclipul, după câteva luni, până ce piesa este totul gata, deja depinde de mine, cât de repede este filmat videoclipul și la fel de vremea de afară, pentru că am avut experiențe când am filmat videoclipul pe ploaie și a fost așa foarte amuzant acea experiență, pentru că practic uneori filmam cu umbrela deasupra, uneori filmam fără umbrelă și așteptam sub copaci să termine ploaia, apoi mergeam iar și filmam. A fost așa o experiență foarte ciudată, dar amuzantă. Și la fel, depinde și de vreme, și de mine, și de organizarea pe care am, și de oamenii implicați în videoclip. Muncește cot la cot pentru piesele și videoclipurile sale, cu moldoveni stabiliți în Anglia. Sunt toți moldoveni cu care lucrez și probabil că eu găsesc o limbă comună cu moldovenii și probabil că cred că moldovenii, nimeni nu face mai bine ca moldoveanul nostru. Și de asta de fiecare dată încerc să găsesc moldoveni pentru a colabora. De 10 ani, de când se află în această țară, a îndrăgit Londra cu toate anotimpurile ei. Mi-a plăcut Londra din primul moment de când am venit aici. Probabil că, cum am și spus, era sora mea aici și am avut la cine veni și am avut susținere. Și nu am simțit nicio dificultate. Mi-a fost foarte ușor să mă încadrez. Am avut, chiar dacă la muncă munceam cu oameni de diferite naționalități care nu știau limba română, dar totuși au fost foarte drăguți și nu am simțit momentele alea când nu știi engleza și nu știi ce să zici sau cum să procedezi sau ce să faci. Mie mi-a fost ușor pentru că ei au fost foarte prietenoși cu mine. Oricine alege să se stabilească peste hotare trebuie să fie conștient că migrația este un proces îndelungat, iar fiecare țară are manierele ei sociale și sistemul său separat. Sunt avantaje, dar și dezavantaje în a locui într-o țară străină. În primul rând, pentru o familie cu copii, este foarte greu, poate din mai multe puncte de vedere. Sunt multe case aici care nu primesc copii. Este greu să-ți găsești o gazdă unde să locuiești dacă ai un copil mic. Și apoi, sistemul medical este un pic cam greu. Nu este ca la noi în Moldova. La noi în Moldova se rezolvă foarte ușor lucrurile. Nu vorbesc de... În general, găsești foarte multe clinici private. Te poți duce oricând. Te poți trata cât de repede posibil. Aici este un pic mai greu. Uite, experiența mea aici cu copiii în spital a fost un pic cam neplăcută în unele momente. Atunci când copilul ți se îmbolnăvește, mergi la urgență, stai 3-4 ore în rând, nu știi ce se întâmplă, nu știi de ce nu te iau, apoi intri acolo, îți dau pur și simplu unele medicamente care nu ajută sau te trimit acasă și este un pic cam greu. Tatiana spune că atât gândul de plecare, cât și decizia trebuie să fie asumate. Doar așa poți fi pregătit și deschis pentru schimbări. Eu cred că atunci când decizi să mergi într-o țară străină, trebuie să cântărești foarte bine. Unora le este mult mai ușor, altora le este mai greu. Dar eu cred că atunci când ai familia alături, treci peste tot. De asta și mie poate mi-a fost ușor, pentru că eu de la început am avut-o pe sora mea, apoi a venit soțul meu, apoi cealaltă soră, apoi părinții și noi am fost cumva toți împreună. Chiar dacă aveam o greutate, noi o treceam cu toții împreună și a fost mai ușor. Dar desigur că sunt cazuri și cazuri. În școli sunt diferite cazuri de discriminare a copiilor și apoi trebuie să știi a-ți educa copilul de a face față acestor discriminări. Trebuie să-ți educi copilul în așa fel încât să fie drăguț, dar să știe să-și apere propria lui personalitate.
Ceea ce la noi în Moldova nu se întâmplă lucrurile astea, din motiv că este țara noastră, suntem toți moldoveni acolo și nu sunt diferite naționalități. Aici este mai greu, mai greu din punctele astea de vedere. A ales să rămână în Marea Britanie. Timpul i-a demonstrat că în această țară, ea și familia ei pot avea stabilitate și siguranță. Cel mai mare avantaj pe care l-am văzut eu venind aici în Londra și mai ales acum de când am copii, familie aici, este că ne permitem să dăm copiii la diferite activități. Ne permitem să le oferim o viață mai bună și, practic, eu cred că Londra este țara tuturor posibilităților. Așa cum pe unde și nu te întorci, toată lumea zice că Londra este țara tuturor posibilităților. Eu chiar cred, pentru că eu în Londra am redescoperit, am început să-mi fac ce-mi place, dau copiii la diferite activități, nu sunt oprită de obstacolele din jur. Londra găzduiește diferite naționalități. Norocul de a munci alături de oameni veniți din toată lumea i-a oferit posibilitatea să descopere și să cunoască tradiții și valori diferite. Mie mi-a plăcut să fiu înconjurată de alte persoane, de alte naționalități, pentru că de totdeauna mi-a plăcut să aflu cultura lor. Chiar și când munceam cu diferite persoane din alte țări și întotdeauna ne povesteam tradițiile noastre sau ne povesteam lucrurile pe care se întâmplă la ei sau la noi. Și este ceva interesant. Pentru mine a fost ceva wow. A fost ceva frumos de a afla despre alte culturi sau alte naționalități. Pandemia a venit pe neașteptate și a schimbat cursul vieții pentru toată planeta. Tatiana a simțit-o pe pielea ei. Viețile mele personale nu am reușit să particip la niciun eveniment, pentru că s-a întâmplat că lucram atunci la piețe când era perioada de COVID și nu prea au fost evenimente, nu prea am ieșit. Apoi după ce am ieșit din COVID, eu am născut și a fost o altă perioadă de stat acasă și nu prea am ieșit la evenimente, însă piesele mele sunt găsite pe canalul meu de YouTube și eu sper în curând să pot să ies și la evenimente, pentru că fetița deja crește mare. Și o să mă lase să merg la evenimente. Suntem păsări călătoare care își lasă cuibul lor și într-o zi de primăvară se întorc la vatră iară. Suntem păsări călătoare care își lasă cuibul lor și într-o zi de primăvară se întorc la vatră iară. Se întorc la vatra lor căci le-a fost dor. Recunoaște că nu este ușor să faci muzică fiind departe de casă, dar nu e nici imposibil. A fost complicat pentru că, din lipsă de timp, pot să zic, nu prea am timp să postez pe rețelele de socializare. Poate din cauza că prioritizez mai mult familia la momentul de față și din acest moment nu prea sunt activă pe rețelele de socializare, dar totul s-a început probabil de la perioada de COVID, atunci când toată lumea stă acasă și nu vrea să facă nimic și nu participă nicăieri și probabil că s-a prelungit această pauză, mai bine zis, că nu este vacanță, dar nu mi-a fost greu, dar nici ușor. Un suport pe care se poate baza oricând este diaspora din Anglia. În general, în diaspora se promovează artiștii veniți și se susțin unii pe alții. Chiar și la unele evenimente care se organizează, se invită artiștii pentru a participa. Chiar dacă pandemia i-a dat bătăi de cap, Tatiana a găsit și alte modalități de a se implica în promovarea tradițiilor de acasă. În 2020, mama mea, pentru că noi suntem aici toată familia și părinții mei sunt aici, și de asta poate nouă un pic îmi este ușor, pentru că noi suntem surorile părinții și suntem toți aproape, trăim aproape, ne vizităm foarte des și noi nu simțim atât de mult dorul de părinți pentru că îi avem alături de noi.
noi și mama fiind aici, ea fiind profesoară de timp de 39 de ani, a avut o experiență foarte multă cu copiii, a fost coreografă de dansuri populare în sat și ea venise cu ideea că hai să facem, să organizăm aici un grup de copilași cu dansuri populare și să învățăm dansuri populare. Așa s-a fondat grupul de copii Ciuputica în 2020. Au venit foarte mulți copii, a fost foarte frumos, dar din păcate s-a început COVID-ul și a trebuit să întrerupem toată activitatea. După 2 ani, după ce am revenit, am născut, iarăși a trebuit să întrerupem activitatea. Dar în tot acest timp am reușit să participăm la câteva evenimente cu copilașii, am reușit să învățăm un dans popular cu o grupă dintr-o regiune a Londrei, pentru că noi aveam în două regiuni ale Londrei, aveam grupurile de copii și a fost frumos, eu sper de tot sufletul să revenim de curând cu această activitate. Emoțiile erau de nedescris atunci când îi vedea pe cei mici participând la diferite evenimente. Este o plăcere enormă să vezi copilații îmbrăcați în costume populare, dansând pe scenă, unde ori când mergeam la evenimente, era grupul nostru așa cu toți copilașii îmbrăcați în populare și era atât de drăgălaș, Doamne, așa mi-aduc aminte cu dor. Dar acum vrem să revenim după această mare, mare pauză. Avem idei noi, sper să fie totul bine și să le putem aplica și deja să sperăm că va fi bine. Mama Tatianei a înțeles cât de dornici sunt cei plecați din Moldova de cultura de acasă. A decis să acționeze și să fondeze un grup pentru copii conaționalilor stabiliți în Marea Britanie. Totul s-a început de la un mesaj pe grupurile de mămici din UK și pur și simplu am anunțat că formăm grupuri de copii pentru a învăța dansul popular și cultura noastră și părinții au fost foarte receptivi, foarte multe mesaje am primit, au fost la prima oră, au fost foarte mulți părinți care s-au interesat de această grupă. Îmi aduc aminte că începusem orele prin octombrie și noi în decembrie am făcut primul concert, a venit Moș Crăciun, le-a dat cadouri, i-am învățat colinzi, i-am învățat un pic din dans, pentru că era doar 2 luni de la începutul activității și nu am reușit să învățăm foarte mult, dar în schimb le-am arătat părinților un mic concert și a fost frumos pentru ei. Au primit și cadouri de la Moș Crăciun. Practic, acesta a fost și primul concert în cadrul grupului de copii Ciuputica. Dar după concertul nostru personal, am fost invitat și la alte evenimente și cu drag am participat la toate. Își construiesc viitorul departe de locul în care s-au născut, însă au înțeles că fără neam nu există identitate. De aceea vor să transmită mai departe copiilor tradițiile din Moldova. Eu cred că este foarte necesar să învățăm copiii cultura noastră, tradițiile, să învățăm ce înseamnă Republica Moldova, cine este ea, cine suntem noi. Este foarte ușor să uiți, pentru că aici întâlnești foarte multe culturi, întâlnești oameni diferiți, religii diferite, culturi diferite. Și dacă nu suntem noi acei care păstrăm aceste tradiții, atunci totul se va uita, totul se va risipi. Chiar atunci când anunțasem părinții că
noi la oricare eveniment unde ne vom prezenta, vom fi îmbrăcați în haine populare, a fost așa un pic plăcut din partea tuturor, că uite, noi promovăm cultura noastră, noi ieșim în costume populare și noi promovăm de unde venim noi. Și în general, toți părinții au fost foarte deschiși în a căuta, au început să sune prin Moldova, să trimită costumele aici, să vadă, să găsească. Unii nu aveau costumele, dădeam de la noi costume, numai să fie toți copiii îmbrăcați în populare, este foarte necesar. Chiar la unele festivaluri unde am participat și aveau fiecare, era fiecare cultură avea partea ei de prezentare. Era foarte frumos atunci când ieșeau moldovenii sau românii și ne prezentam cu tradiția noastră, cu tot ce avem noi mai frumos. Eu cred că este foarte necesar. Trăiesc într-o țară plină de posibilități, dar Tatiana recunoaște că dorul și cultura de acasă le poartă mereu cu ea. Se simte foarte mult și este necesar de cât mai multe evenimente în comunitatea moldovenească. Și cu cât mai multe evenimente se vor face, cu atât mai mulți oameni vor veni. Și chiar am experimentat această, pe pielea mea, această experiență, că de la început pot veni 1, 2, 3, 2, 3 persoane, apoi pot veni la peste câteva evenimente, vin sute de persoane. Și este foarte important să menținem această tradiție, anume prin evenimente. În peste un deceniu a cunoscut și diaspora din Anglia. Primele mele evenimente în cadrul diasporii a fost în Asociația Moldovenilor din Marea Britanie. Am fost invitată să cânt și de atunci relația noastră de colaborare a fost una foarte strânsă. Practic la fiecare eveniment de-a lor sunt prezentă. Și uite așa, încet, încet am început să fac cunoștință cu mai mulți moldoveni, am început să fac cunoștință și cu românii din comunitatea lor. Am fost invitată și la câteva evenimente din comunitatea românească. Și pot să zic că în ultimii 10 ani diaspora s-a mărit și a devenit mult mai strânsă decât cum o cunoșteam eu de la început. Și prin evenimente, și prin diferite activități, și prin de a se susține unul pe altul. A devenit, da, foarte strânsă. Ne revedem după publicitate. Stați aproape! Diaspora noastră este unită și receptivă atât la evenimentele organizate în Marea Britanie, cât și la nevoile celor de acasă. Probabil se datorează faptului că sunt moldoveni cu aceleași scopuri și moldoveni cu aceleași dorință de a ține tradiția moldovenească. Și uite așa, s-au găsit unul pe altul și au făcut câte mai multe evenimente și a strâns diaspora, a unit diaspora. Părinții mei au venit cu 4 ani în urmă, da, după ce mama mea a ieșit la pensie și nu a mai lucrat. Noi am adus aici, apoi pe tatăl meu l-am adus aici și știu că mama de fiecare dată când pleacă în Moldova nu are răbdare să se întoarcă înapoi, pentru că ea zice că familia mea este acolo, e bine acasă, e foarte bine acasă, dar familia mea este acolo și vreau să mă întorc înapoi. Dar să știți că ei este foarte dor de Moldova, ea de fiecare dată pomenește că așa aș vrea acasă, așa aș vrea să mă duc să stau acasă, la casa mea, în satul meu, cu copacii verzi, cu așa o apucă o stare din asta melancolică. Și eu cred că pentru fiecare moldovean, Moldova va rămâne țara sufletului. Și-a găsit refugiul și alinierea în artă. Recent, Tatiana a început să facă și cursuri de actorie. În cadrul Academiei AB Music Academy s-a deschis și un curs de teatru cu actorul Dragoș Moștenescu din România și m-am înregistrat și eu la acest curs și suntem câțiva
moldoveni și români și facem mici spectacole și chiar înainte de Crăciun am lansat cumva primul spectacol. Am avut emoții foarte mari pentru că nu am cunoscut până atunci ce înseamnă a fi actor pe scenă. Și a fost o este și la moment o experiență frumoasă pentru că îmi place și sper foarte mult să ajungem unde ne dorim cu aceste spectacole. Bună seara! Bine ați venit! Ia uite la ei ce elegant sunt! Dacă știam, mergeam și eu un pic la coafor și mă aranjam așa. Da, subiară, tu ești frumoasă și așa. Adică ce vrei să spui? Că numai eu am nevoie de frumusețare? Nu, dragă, și tu ești frumoasă și așa. Da, da, eu o vorbă. O vorbă, da. Să ne scuzați de întârzierea, dar când a apărut taxiul, mi-am dat seama că am uitat florile în casă. Și acum m-am întors din drum. Și ce înseamnă că o să-mi meargă rău? Așa că am astrită de pribețe de chibrite, le-am schis într-un pahar cu apa. Nu mai contează. La... Da, nu mai contează. Nu mai contează. E important că ați ajuns. Da. Florile acestea sunt pentru tine. Mulțumesc! Sunt ținute în limba română și desigur că atunci când avem spectacole, invităm oamenii din comunitatea moldovenească și românească. Nu pentru mult, pentru câtva timp acolo. Pentru cât vreți voi. Voi sunteți cei care decideți. Mulțumim! Nici nu vă dați seama ce înseamnă asta pentru noi. Ba da, că și noi am avut nevoie odată de mult. Și nu aveam pe cine să luăm pe atunci când vă știam pe voi. Așa e, draga mea, lumea fără prieteni e pustie. Așa este. Doamne, ce repede s-a rezolvat! Vrea să se dezvolte și să se depășească, de aceea își găsește întotdeauna motivație și timp pentru activitățile pe care le are. Pot să zic că după ce am născut prima fetiță, am prins mult mai mult curaj în a face ce îmi place și tot îmi venea în cap multe idei și încercam să le aplic și sunt mămică a doi copilași și îmi ia tot timpul din lume, dar totodată pot să zic că am tot timpul din lume pentru a face activitățile și pentru a mă ocupa de tot ceea ce îmi place și Eu dintotdeauna am fost o persoană activă și dintotdeauna mi-a plăcut să fiu activă. Și chiar și acum, perioada de pauză de 2 ani din timpul virusului, a fost pentru mine un pic cam greu, pentru că, practic, nu activam nicăieri. Dar și atunci am încercat să găsesc cursuri online pentru a activa online măcar. Și pur și simplu îmi place să fac asta. Și mie, dacă îmi place, eu am învățat cu timpul că atunci, dacă îți place ceva, trebuie să faci. Și nimic nu este imposibil și nimic nu te poate opri. Doar trebuie să faci și să mergi înainte. Nu v-am uitat, părinții mei, să știți. Voi sunteți dragi și scumpii mei părinți. Cu dorul vostru ieri și azi iubesc. Mi-e dor de voi și zbor spre al vostru dor. Așa-i destinul nostru călător. Nu se simte departe de cei dragi, pentru că o bună parte din familia ei se află în Londra. Părinții Tatiane au pus sub lacăt casa din Moldova și au decis să fie mai aproape de copii și nepoți. A fost complicat. A fost complicat să lase totul și să vină, pentru că chiar așa s-a întâmplat. A încuiat ușa, a lăsat totul și a venit. Și apoi când se întorc acasă, ea spune că casa este goală, nu este viață în ea. Și așa și este, de fapt, pentru fiecare care lasă casa părintească acasă, este o tristețe enormă pentru ei. Dar noi de fiecare dată ne străduim să mergem de minim 2 ori pe an în Moldova și readucem casa la viață pentru o perioadă.
Emoțiile o copleșesc când simte că ziua venirii în Moldova e tot mai aproape. De la procurarea biletului până în ziua zborului, pot să zic că noi numărăm zilele și pregătim copiii, că mergem la bunici acasă, sunt acasă în Moldova, sunt părinții soțului și noi de fiecare dată le zicem copiilor, noi mergem la bunici, mergem la țară, mergem să vedem animăluțele, îi pregătim moral de ce vor vedea acolo. Și pentru noi este plăcut să te întorci acasă, mai ales când te urci în avion și destinația finală este Chișinău. Când ieși din avion, pur și simplu respiri aer moldovenesc. Este de fiecare dată a fost foarte bucur să mergem acasă. Sufletul i-a rămas în Moldova, chiar și după un deceniu trăit la mii de kilometri departe de casă. Chiar dacă au trecut 10 ani de Londra, oricum eu de fiecare dată când mă întorc acasă, mă întorc cu mare drag. Și, sincer, îmi lipsește Moldova. Îmi lipsește pentru că acolo este casa unde eu am crescut, unde am făcut cele mai mari năzdrăvănii, unde am avut cea mai fericită copilărie. Desigur că acolo sunt rădăcinile noastre și eu de fiecare dată mă întorc cu drag. Plecările de acasă nu sunt ușoare, așa că are grijă să pună în geantă câteva lucruri care să-i potolească dorul. Tot ce este legat de produsele moldovenești. Bomboane, bucuria în primul rând și apoi vinul nostru moldovenesc și ceaiurile noastre, absolut tot ce ține de produsele noastre pur moldovenești. Londra s-a dovedit a fi pentru Tatiana metropola ușilor deschise și a viselor împlinite. Dar cea mai importantă lecție a învățat-o în țara în care s-a născut și a crescut. Cea mai importantă lecție pe care am luat-o din Moldova a fost să rămâi om. Să rămâi om oriunde nu te-ai duce și să ai omenie, să nu fii, să te gândești și la alte persoane în afară de tine. Asta probabil este cea mai importantă lecție pe care am avut-o, pentru că sunt oameni răutăcioși în jur, dar atunci când tu ești bun cu tine însuți și ești bun cu alții, atunci viața este frumoasă. Atunci când ai răutate în tine, totul este sumbru. E primăvara mea, e primăvara noastră, e anul timpul primului sărut. Pe cerul înstelat ne cânt o stea albastră, e melodia noastră, e ca la început. La întrebarea dacă vor mai reveni definitiv în Moldova, Tatiana are un răspuns. Mama de fiecare dată ne spune nouă că eu sper foarte mult voi să reveniți în Moldova. Și la fel, nimic nu este imposibil. Deci nu este imposibil pentru noi de a ne întoarce în Moldova. Dar probabil că nouă ne este bine aici, la moment. Și nu ne gândim să ne întoarcem. Dar noi nu știm ce va fi peste un an, doi, cinci, zece ani. Poate toți, cu toții ne vom întoarce, nu numai eu și nu numai familia mea, poate cu toții ne vom întoarce în Moldova. Nu se știe. Până la revenire, pentru Tatiana sau orice alt moldovean plecat, țara noastră ar trebui să ofere câteva lucruri simple, dar esențiale. Probabil că salariile este un motiv întemeiat pentru fiecare de a pleca peste hotare. Pentru că eu cred că dacă fiecare ar fi avut un salariu mult mai bun, nu ar simți necesitatea de a pleca, de a-și lăsa familia și a pleca. Tatiana și-a ales țara și pasiunea chiar mai mult. A crezut că poate să-și transforme dorința în realitate și a acționat. Simplu, necesar și de urmat. N-ai o tindă, șocă mară, o plouă.
diri-diri-di-da, să mă găzduiești o soare, l-am diri-diri-diri-di-da. Am și tindă și bordei, mai l-am diri-diri-diri-diri-di-da, poți să găzduiești cât vrei, l-am diri-diri-diri-di-da. Dragi moldoveni, de oriunde nu v-ați afla, este greu pentru unii să fii peste hotare, pentru unii este ușor, dar niciodată să nu uitați de unde v-ați pornit și încercați să promovați cât mai mult tradițiile noastre, să spuneți tuturor despre cultura noastră, pentru că noi moldovenii suntem oameni frumoși și la suflet și prin evenimente și suntem oameni bravo. Așa că felicitări pentru cine sunteți și nu uitați că acasă este acasă și Moldova noastră va rămâne întotdeauna în sufletul nostru. Fericită sunt pe acest pământ, între noi e sacru legământ. Ești fetița mea, eu sunt mama ta și vom fi mereu alături. Fericită sunt pe acest pământ, între noi e sacru legământ. Ești fetița mea, eu sunt mama ta și vom fi mereu alături. Mulțumim partenerului emisiunii Vinăria Divus și nu uitați să ne scrieți dacă aveți istorii ce merită a fi auzite și văzute. La final, fiți fericiți oriunde v-ați afla, dar nu uitați să reveniți acasă. Partenerul emisiunii Vinăria Divus.